Sportul Bacău a dominat din punct de vedere teritorial. Partida cu CSM Cosarom Pașcan, dar formația oaspete s-a apărat cu calm și a contraatacat periculos. La o astfel de acțiune a obținut și un 11 metri transformat, astfel că la pauză scorul a fost de 1-0 pentru CSM Pașcan. După pauză, băcăoanii s-au străduit mult să egaleze și au izbutit prin Curuluc, care a trimis peste portarul advers. Din cauza numeroaselor ratări în superioritate numerică, Sportul Bacău n-a izbutit să mai tracă în avantaj, ceea ce a stârnit nemulțumirea antrenorului Viorel Tănase. S-a supărat mai ales pe atitudinea jucătorilor, pentru că vroiam să văd altceva la ei, vorbisem altceva la ședința de pregătire, de atitudine, de determinare, dar asta n-am văzut azi. Dar poate e bun acest duș rece pentru începerea campionatului, pentru că trebuie să conștientizăm un lucru, că meciurile amicale nu-ți dă victoriile meciurile oficiale. Ok, înțeleg, îți dă un moral bun pentru a te pregăti pentru meciurile oficiale, dar nu-ți dă garanția că poți domina fiecare joc și al câștiga. Mai este o săptămână până când Sportul Bacău va începe campionatul, iar Viorel Tănase promite că la Buzău echipa sa va avea o altă față decât în meciul cu Cosarom Pașcani. Îl putem crede deoarece în cele 8 meciuri disputate anterior, echipa sa a jucat cel puțin mulțumitor, iar uneori chiar entuziasmat. Vom pregăti meciul de la Buzău. Vom avea o discuție mai serioasă luni, pentru că trebuie să începem campionatul cu dreptul. Asta îmi doresc și pentru asta trebuie să iam capacitate și motivați la maxim. Să lucrăm ceea ce am suferit și în trecut. Eu zic că odată cu jocurile astea ne-am mai reglat, mă refer la faza de finalizare. La fel pe faza defensivă mai avem câteva mici corecturi, mai ales în zona centrală defensivă. În rest, zic eu că alta va fi fața la ora jocului de la Buzău. Meciul Gloria Buzău, Sportul Bacău, din prima etapă a Ligii a doua, ediția 2014-2015, se va desfășura sâmbătă 30 august de la ora 11.